Florin Răzdan a vizitat stadionul pe care va evolua Steaua în sezonul următor. Cât de impresionat a fost mijlocașul de noua arena echipei de fotbal și cum s-a pregătit în această perioadă, vedeți în interviul realizat de Steaua TV. Dornic să începe antrenamentele cu echipa? Da, abia așteptăm să începem, sper cât de curând, că nu se mai poate. Deja cred că avem 2 luni și ne este foarte dor. Cum a fost cu pregătirea? Pe Zoom? Acasă? Ne antrenăm în fiecare zi, pe Zoom, alergări, facem absolut totul. Chiar cred că este mai greu decât la antrenamente. Nu știu, e un lucru bun pentru noi. Ne ajută foarte mult și o să venim mai pregătiți decât am plecat în mini-vacanța asta. Cum te simți aici? Da, deja am avut emoții când am intrat. Este un stadion extraordinar, un stadion frumos și abia așteptăm să jucăm pe el. Suporterii așteaptă să jucați aici, însă sunt și multe voci care spun că ar trebui să joace și alte echipe. Eu știu că trebuie să joace aici doar Steaua București și atât. Și doar suporterii noștri cred că pot face o atmosferă de vis aici. Ce le promiteți fanilor și altor legende care vor să vă vadă în eșaloanele superioare? Nu vreau să mai promit nimic, vreau doar să vorbim pe teren până în Liga 2. Echipa antrenată de Daniel Oprița va începe pregătirea în Ghencea la începutul lunii iunie, iar barajul de promovare în Liga 3 va avea loc în jurul datei de 5 august. Forța Steaua!